Salutare tuturor! Am aici un nucleu pe două rame. Vreau să văd cum se mai prezintă el. Are albină și după diafragmă văd puțină. Să vă arăt. Se vede pe fundul stupului, în margine. Este un nucleu mic pe două rame. Dar vreau să văd dacă are albină suficientă. În câte văd eu are. Ține apă să nu strivesc albină. Deci este albină și puțină și pe diafragmă. Dacă avem grijă de ei și de cei mici, cum este acesta, și ei o să se dezvolte ușor, ușor. Deci este plină de puiet, horonițe în formare. Și pe cealaltă parte, deci se observă. Haide să mai scoatem unul. Deci se poate și mai bine de atât. Dar între două rame e cât de cât bine la acesta. Se observă, a ieșit deja o generație de puiet. Acum este toată puntată. Deci așa a început și el să-și formeze coroniță, cât de cât. E puțin, dar o să am eu grijă de el. Și o să iasă niște familii puternice, blânde și frumoase. Din aceste nuclee micuțe. Deci punem tratamentul la loc. Cu grijă să nu omorâm matca. Aveți grijă la viespi în această perioadă. Nu lăsați mult stupii deschiși. O să pun capcanele pentru viespi. Când ea se pun la loc diafragmă.
Așa. Strângem la loc. Mira. Deci încă mai are nevoie de albină. Nu merge să-l forțăm cu nimic. Haideți să mai deschidem unul. Mai avem aici unul tot pe două rame micuți. Să vedem ce mai face și el. Dăm puțin apă. Deci în ei sunt regine 2020 făcute de mine. Să văd că a început să-și facă coroniță ca lumea, de cât mai are de lucru la ea. Ce are puiet, își formează coroniță pentru iarnă, destul de mare, pe cealaltă parte la. Să vedem și rama aceasta. A, cam așa ar trebui să arate un nucleu, se poate și mai bine de atât, dar au fost mai slăbuți aceștia. Am făcut cu albină mai puțină. Totuși o să revin cu dezvoltarea lor și aici avem albină gata de ecluzionare, avem și mătcuța acolo. Este pontat tot. Da, deci nu avem probleme. Deocamdată. Populația se poate mai crescută. Neapărat trebuie să pun capcanele pentru iespi. Punem tratamentul. Să ne închidem repede. Sunt curios cum o să se dezvolte o albina pe care o are acum. Mai am aici unul pe trei rame. Vreau să văd dacă are suficient pentru trei rame sau nu. Ia să vedem noi. Oh, ia uitați și aici.
Așa, da. Lasă să vă arăt ce e în cutie. Pe lângă cele trei rame. Este ceva albinuță și după diafragmă. Deci asta este un semn bun, deocamdată. Să vedem noi ce se întâmplă aici. Și tot matcă 2020 de la mine. Ce a pățit el de a trecut atâta albine? Să scoatem un pic tratamentul. Am prins-o la furat. Da, deci este toată pontata și puietul. Se observă coronița în formare. Deci, are albină pentru trei rame. Mai este și la cules ceva. E, așa, da? Se observă pe el larvar în creștere. Este puntată. Albină destulă. Deci cam așa ar trebui să arate un nucleu la vremea acestea, chiar și mai bine de atât, dar pentru trei rame acesta este bine, are și mâncare. Are, deci din trei rame, trei sunt cu puiet. Se observă și coronița. Puiet căpăcit tot. Da. Frumos acesta. Să verificăm și pe partea opusă. Da. Începe să-și căpăcească coronița. Aici atenție la ultima ramă să nu fie matca pe ea. Eu așa procedez. Bun, și aici strângem ușor. Și aici la fel. Observați că deci trei, ăsta e al treilea deschis. La toți trei s-a păstrat gena de blândețe. Față de matca precedentă. Și este și organizată. Bine.
Bun, îi punem la loc. Deci așa, cam așa ar trebui să arate și pe două rame, dacă ar fi și pe trei, trebuie să aibă cât de cât albină, cât mai multă, cu atât mai bine. Într-un momentul acesta, o să mai revin pe parcurs să văd cum se dezvoltă și aceștia. Chiar dacă sunt ei slăbuți acum, vom vedea cum vor fi peste o lună, așa. Și o să revin.